Haideți să vă răbunesc o dată cu acest locul privat. Să stai să vă vorbesc. Locul ăsta e foarte interprometat. Dar vreau să vă vorbesc ca să vă explic. Ați chemat pe sine. Ați chemat pe sine. Să vă rugăm la primar. Nu e așa. O să facem la un moment dat. O să vă faceți tot scris. Să veniți și să le rezolvați. Să-și pună ordine. Să rezolv eu trebuie să fie locale. Să ne ajutăm. Vă finanțăm. Vă e în instituție. Vă finanțăm. Ascultați-mi un pic. Gata cu privarajul. Această sumă de 6 euro pe care dumneavoastră o considerați foarte, foarte mică, nu este venită din real. În momentul în care s-a dat drumul la CESAR, care a fost primul proiect pentru cumpărat gratuit pentru comune întregi, s-au scos la licitații comune. Ăsta este prețul cu care au licitat firmele de catastru la momentul respectiv. Asimil, atât acest preț, când am dat noi Agenția Națională de Catastru, drumul la catastru finalizat de noi, nu putem să venim cu alt preț. Domnul privat, vă rog frumos! Dacă vreți să înțelegeți, dacă vreți să ascultați pe tine, dacă nu, spuneți că nu mai vorbim și dar. Deci așa s-a ajuns la această sumă de 60 euro. Toți firmele de cadastru au stabilit-o. Nu putea Agenția de Națională de Cadastru să vină cu sume mai mari. Există o licitație, acum ori se fac licitații din nou, se vor stabili alte sume. Dacă sumele vor fi mai mari, probabil că se va plăti și această sumă pentru finanțământ al Agenției Națională de Cadastru. Dar asta este să nu se mai plângă pentru că ai lor colegi au făcut acest preț. Și haideți să vă mai spun ceva. Până la urmă, voi trebuie să primiți un pic de ajutor în partea lor. Eu nu spun că prețul e mare, spun că prețul este bun. Dar, atâta timp cât au semnat un contract cu dumneavoastră, în momentul în care nu le mai convine, de fapt, nu au avut niciodată de când să facă. Sunt multe semnate, ascultați-mă un pic, sunt multe semnate și reziliate. Știți că aveți clauză penală, știți că puteți să le aplicați penalități până realizează ce au de realizat.